unde titlul nu e niciun clickbait. Hai să vă arăt unde am lovit mașina. O să vă povestesc și cum, pentru că atunci n-am avut camera pe față. Deci cam așa e folia spartă de la telefon, dar mă rog, asta nu contează. Cam așa arată. Bara pe față, aripa. Și un pic aici, în partea asta, e sărită. Și ceva la oglinda de la far. Bun, hai să vă povestesc cum s-a întâmplat. În timp ce plec, e un pic dezordine pe aici, dar nu, asta e important. Un moment să văd dacă se vede bine. Mai așa. Bun, deci acum câteva zile mergeam eu cu motorul în față. Fratele meu era cu mașina. Și la un moment dat, într-o intersecție, mergeam pe drum drept și se făcea o intersecție la stânga. Mi arată și că nu merge farul de daylight pe partea, nici nu știu pe care parte, e sări flancă nechestia acolo, nu e o problemă. La un moment dat se făcea un drum în stânga și noi trebuia să facem acolo stânga. Eu eram cu motocicleta în față, fratele meu era cu mașina în spatele meu. A dat semnal stânga fratele meu, a vrut să facă stânga. Uite cum ar fi, să vă arăt imediat, cum ar fi aici. Doar că nu era și dreapta și stânga, era în față și la stânga. A dat semnal. Nu trebuia să dau semnal că încurc pe ăștia. Când am vrut să fac stânga aici, ăla s-a băgat în depășire, l-a atins acolo în față și după care a pierdut control volanul, l-am văzut așa de-a doua și a intrat într-un stâlp, s-a făcut zob, era un Ford Fiesta de prin 2004, ca idee. Înainte de toate, cel mai important ar fi și că n-a pățit nimeni nimic. Ce putea să se întâmple cel mai rău era ca eu să fi uitat. Ca eu să nu fi uitat de faptul că trebuia să facem stânga în intersecția acolo și să nu fi mers tot înainte, pentru că eu cu motorul n-am mai făcut stânga în intersecția. Gândiți-vă dacă eram în fața mașinii mele, în fața lui fratele meu, cu el era cu mașina mea, să fi fost în fața lui, să fi făcut eu stânga, în timp ce ăla depășea pe partea stângă în intersecție, unde era linie continuă, acolo era și semn de depășirea interzisă, era depășirea interzisă în zona aia. Cred că m-a luat cu totul cu motocicleta ăla. Cred că avea undeva la 60-70, poate chiar puțin mai mult. N-am putut aprecia viteza, mai ales după ce a dat. Ce s-a întâmplat mai departe? Am niște filmări pe Instagram, dacă îmi dați follow pe Insta, AwakeTuber pe Insta, am pus acolo la story-uri cum arăta mașina lui. Femeia respectivă, deci era soție în mașină și doi copii în spate. Unul dintre ei s-a lovit un pic la picior, avea așa, ca cum te zgâria mâța. Mă rog, poate și de la adrenalină nu simți. Dar a chemat ambulanța, crezând probabil, habar n-am, că și ei pusese de la gât, nu știu cum se numește chestia de aia, să țină gâtul drept, cine știe ce-o fi. Zicea că doare capul, coloana, crezând, mă gândesc eu, că îl scoate vinovat pe fratele meu, doar pentru simplu că e sinovit. Fratele meu s-a dat jos de mașină, a zis, unde trecu te bași, bă, nu vezi că fac stânga, nu vezi că am semnalul pus? Ăla a zis că, bă, tu ce faci, mă, tu nu văzuși că eram în depășire, de ce faci stânga în fața mea, de ce nu te uiți în oglindă? Păi ce fă, doamne, dau semnal și aștept să întreacă toți din spate, semnalizai cu 100 de metri înainte. Noi suntem olteni, înțeleg, haide. Și hai că facem amiabilă, zice frate meu, ai foi de la asigurare. Păi faci ăla, păi da, dar tu mi-o faci mie. Păi cum să o faci, e depășirea interzisă aici. Păi da, nu te uitași în oglindă, nu știu.
Și eu zic, bă, sună poliția. A sunat poliția, la care poliția zicea, păi nu putem să venim noi acolo, că veniți dumneavoastră la secție, nu știu. Și eu am zis, frate, îmi spune că e băut ăla. Și Andrei a zis că el chiar ținea să vină poliția acolo, de ce? Ieșiseră prin satul ăla pe acolo, ieșiseră 50 de oameni la poartă, toți susținând că noi suntem, că Andrei, că frate mi-e de vină. Bine, domne, noi suntem de vină. Și a chemat poliția, a zis că e la băut și a venit poliția acolo. A venit poliția, îi întreabă cum s-a întâmplat și la un moment dat zice poliția, păi și unde s-a întâmplat toată treaba asta? Păi aici, în intersecție. Și zice polițaiul, ah, păi e clară treaba, aici depășirea interzisă, sunteți de vină. Între timp a sunat la ambulanță, era ambulanța venise acolo și zice polițaiul, da, deci din start, dacă plecați cu ea dosar penal, și întreb eu, pentru cine? Și ce, pentru cine e vinovat? Adică pentru ăla în cauză. Bun, și trebuie să fac și o stânga aici, da? Ia uite, poliție. Stai că nu văd dacă vine ceva din spate. Aoleu, care s-a lovit așa? A, nu, e ăsta cu Bun, a venit poliția acolo, a zis că de vină. Ăla când a auzit că e de dosar penal, s-a dus frate meu la el și a zis, domne, spune la nevasta mea ta să nu se mai vaite atât cu doare coloana și capul, că îți face dosar penal și te anulează și permisul. Ăla când a auzit s-a dus repede și a luat, a plecat ambulanța, nu-i mai dureau nimic. Bun. După aia a zis frate ulterior că bă, eu dacă eram vinovat, chemați și smurdu mă cu elicopterul să vă ia, că vă uitați să vă doar toate. Bun, am mers la secție, i-au luat permisul 2 luni, o lună pentru accident, o lună pentru neacordare de prioritate sau chiar nu știu pentru ce, că n-am fost acolo, abonuiesc asta. Și ne-a dat asigurarea, acum ne-am făcut o programare la asigurare, avem pe, eu știu, cred că pe 12 sau ceva. La un service probabil de constatare, după care să vedem. Deci ar fi cambara pe față, aripa și farul, să nu, numai noaptea am văzut abia. Ești din intersecție cu semnal stânga. În giratoriu. Să nu, numai îmi bate bine, probabil a sărit din ceva, din cleme sau nu-mi dau seama, că nu știu exact cum e. A sărit din... nu mai îmi bate bine, nici pe lung, adică nici pe scurt, deci stă undeva în stânga jos, pe lungă nu mai văd în față așa bine cum se vedea înainte, că se vedea cei că-i zic când mergeai cu lungă. Și asta a fost incidentul. Pare rău că nu am avut camera, dar mi-am comandat... galben. Era drum cu două benzi, aveam timp. Bine, hai, trebuia să aștept, hai, trebuia să aștept. Mă rog, asta a fost incidentul, băieți. Eu totuși mă bucur că... ce trebuie să fac asta așa? Totuși mă bucur că am uitat să fac stânga acolo și m-am dus în față, să întorc. Mașina lui a ricoșat într-un stâlp. După ce a atins aici pe partea noastră, s-a dus așa... și-a dat într-un stâlp, s-a făcut praf, daună totală, nu știu cum nu i-a sărit nici airbag-urile. Probabil le avea dezactivate sau habar n-am ce s-a întâmplat. Sau n-avea centura pusă, dar nu cred că la modelul ăla are sistem de ăla să nu sară airbag-ul de centura pusă. Pentru că tu dacă te uiți în față și îți dai airbag-ul în cap, îți rupe coloana cervicală, mă gândesc. La asta mai nu e... mă rog, nu are importanță discuția asta. Mă mai gândesc la faptul că eu uitasem să fac stânga acolo și dacă îl așteptam pe frate meu pe partea dreaptă, mă lua ăla direct, că îl așteptam chiar acolo lângă stâlp. Mai era și asta o variantă, pentru că mai rămăsese frate meu odată în urmă cu mașina și l-am așteptat pe partea dreaptă cu motorul. Și cel mai rău de asemenea că nu am făcut stânga acolo. Deci dacă făceam stânga prin fața lui Andrei, prin fața mașinii, ăla
depășindu-l pe aici. Sau poate mă gândesc că el mă fi văzut așa și mai bine dădea în mașină în plin, în jumate, în mijloc, în spatele ei, decât să-mi fi, decât să fi dat în mine, da? Nu cred, adică singurul tău reflex atunci, uite cum îl văd pe ăsta, nu mă mai uit dacă vine. N-ai timp și atunci tot ce face să leviți pe ăla în care dai. Nu te mai, sau nu știu, depinde. Dar eu cred că m-a luat grămadă cu totul. Și asta e o consolare. Da. Îmi cer scuze că n-am mai postat car vlog, motovlog, de ce nu fac? Pentru că nu am prindere pentru cameră, dar mi-am comandat o prindere pentru cameră, un sistem de ăla de multe accesorii, vreo 60 de pe eBay. Mi-au venit, după aia am constatat că pe GoPro-ul meu Hero 5 nu merge mufă jack, ca să bag microfon să-l bag în cască. Trebuie un adaptor care e atât, n-ai unde să-l pui pe cască, nici n-am găsit în stoc în România, mai e și 100 de euro aproape și mi-am luat un GoPro Hero 4. Când am luat GoPro Hero 4, când mi-a ajuns, am constatat că nu are nici ăla mufă jack, că mi-am luat Silver, cred că Black-ul avea. Mă rog, acum nu știu, fac tot posibil, o să mai prindem din sezonul ăsta să facem niște motovloguri. Mai am întâmplări cu motorul, a mai dat odată cineva în mine, un țigan, și a fugit de la locul faptei, mi-a rupt decât scărița dreaptă, mi-a dat un pic peste picior, nu m-a durut nimic, eram în full costum. Mi s-a luat certificatul la motor, asta dacă mă rog pe Instagram ați văzut. Pentru ce mi s-a luat certificatul, ai să vorbesc rapid și în clipul ăsta. Numărul de la motor, eu luasem cu o zi sau cu două zile înainte. Nu era drept, era un pic așa, undeva la 45 de grade, hai să zic un pic mai mult. Oricum era vizibil, mă rog, nu zic că n-am fost pe nedrept poate, dar l-am făcut pe loc, adică i-am făcut doar așa, i-am dat un pod de palmă, i-am zis, domnule, de la viteză, de la vânt, drept, cum mai știe ce a zis, i-am dat un pod de palmă, gata, e drept, haideți că are rost să mă mai duc acum la RAR, să mai bine dați amendă și gata pentru... Nu, bă, nu, că vă știu eu pe voi ăștia motocicliștii. Când vedeți poliția, dați cu piciorul număr să-l îndreptați, să fugiți de poliție, să... Doamne, domne, deci în ziua, în dimineața respectivă, mi-ajunsese permisul prin poșta acasă. Și am zis, domne, eu vezi că azi dimineața vine permisul, unde fug eu de tine? Că în prima curbă acolo sunt picat cu ea, că nu știu eu să merg. Mă ajungi cu Loganul. Lasă, bă, că nu veni și cu el așa. Dacă vă știu eu pe voi. Mă rog. Și mi-a luat certificatul. L-am luat înapoi. Între timp doar m-am dus la RAR, am plătit o taxă de 80 de lei. Au văzut ăia că e îndreptat numărul bine și mi-a dat o foaie. Adică nu, pe dovada aia pe care mi-a eliberat-o polițistul când mi-a luat certificatul, mi-a dat o dovadă de 15 zile, mi-a pus o chestie pe ea, m-am dus înapoi la poliție, am dat dovada, mi-a luat înapoi certificatul. Deci n-a fost mare chestie, dar caide. Și cu ăla care a fugit mi-a făcut stânga de pe banda 1, eram pe banda 2 și a venit așa prin... Deci stai să vă arăt. Deci el era ăsta aici, da? Eu veneam pe aici. Așa, stai să vede bine. E, eu când m-am apropiat de el, el a făcut stânga. Acum am făcut eu stânga, l-am șters așa, ăsta fiind eu. L-am șters așa cu partea dreapta mea. Și mi-a rupt scărița, am zgâriat un pic arenele. Nu-i mare lucru, doar că m-a costat scărița 6 milioane. Și nici nu am pus de aia originală, nu originală, stoc. De aia pe care o aveam, aveam un Walter Moto, erau 10 jumate. Și n-am mai pus-o de aia, că era scump, am luat unele la 6 milioane. Da, și asta a fost peripeția mea. Peripețiile mele cu motorul. Dacă aveam camera pusă pe cască, făceam multe clipuri interesante, multe clipuri mișto, dar asta e. Bun. Cam asta a fost și cu car vlogul de azi, se bagă unul cu un șeptar în depășire, du-te frate meu. Că l-ai luat și tu acum, dă-i pe aici, că pe aici merge 200. Ne vedem data viitoare, eu am fost Oic, v-am jucat, mergeți încet, uitați-vă în oglinzi, în stânga și în dreapta de motocicliști. Nu depășiți fără să vă uitați în oglindă, uite cum vine asta acum. Doamne, 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 pune frână că mor proștii, am 30 la oră.
Bine, hai, v-am țugat. Ne vedem data viitoare, mergeți încet, asigurați-vă și aveți grijă. Salut!